Deci, economistul șef al băncii austriece, Raiffeisen, atacă toate reformele statului român și, pe de altă parte, cu acele informații le folosește în interesul băncii, care face listarea la DIGI. Această listare se hotărăște anul trecut. Valoarea contabilă, domnul Chiriac, a acestei acțiunilor DIGI este de 1 leu și 8 bani. Deci nu 1,8, ci 1,0, pentru că am văzut că unele ziare m-au preluat cu 1,8. Nu, 1 leu și 8 bani. Raiffeisen-ul, prin specialiștii austrieci pe care i-au, stabilesc că prețul de vânzare poate fi 40 de lei. 40 de lei, domnul Chiriac. Și se vând o treime din acțiuni, deci o firmă cu 160 de milioane de euro, valoare contabilă, iese pe piață și vinde acțiuni de 300 de milioane de euro din valoarea de 900 de milioane de euro. Da? Este greu de urmărit? Nu cred. Nu este greu de urmărit. Cei 300 de milioane de euro, adică de două ori cât valora compania, sunt retrași de un fond din Cipru, de Marele Țepari. Marele Țepari, care este omul fără chip și care are în spate, știm cu toții, serviciile secrete. Acel cartel de 5 fonduri de pensii vine și spune, da, cumpărăm cu 40 de lei. Cumpărăm, cum să nu cumpărăm cu 40 de lei, deși astăzi, chiar astăzi când noi stăm de vorbă, acțiunile sunt 27,8 lei, cu 30,7% mai puțin, și fix 300 de milioane de euro s-au evaporat, domnul Chiriac. Și se vor evapora în continuare. M-am un pic, că povestea este lungă. Și se vor evapora în continuare. Ce face însă Raiffeisen? Raiffeisen, când vede ceea ce se întâmplă, intervine de 7 ori pe piață. De 7 ori pe piață. Și răscumpără acțiuni. Pentru ca să nu se prăbușească prețul și să nu dispară compania. Pentru că, domnul Chiriac, această companie astăzi, când aproape 4 milioane de români, prin intermediul fondurilor de pensii, sunt acționari la ea, are datorii de 1,3 milioane de euro. Dintre care, domnul Chiriac, peste jumătate de miliard trebuie plătite în mai puțin de un an de zile.